Mas tu... Cum se fac amul filetul? Prin e factură... Prin e, anul trecut, facturi cu 60 de lei maxim. Dați-mi o factură. Și din ianuarie a început să primească factură cu 300, 400, 800. Are o datorie de 1300 acum, dar femeia zice că nu consumă atâta. Și eu schimba contorul și iar are 40-50 de lei pe lună. Și vrea să-i anulați datorie de 1300. O secundă, pe că nu este acolo de vorbă și... Și ai amestecat. Eu le-am pus deoparte. Nu, aici este mama. Aici a fost deconectat din 2008. Da, așa asta e problema. De ce eu e deconectată? Asta e mare care e deconectată. De ce e deconectat? Noi avem două probleme vrem să le rezolvăm. Și mama și fixa. Iată. Asta e din 17, dar e tot de matale. E că aici e încă una, o factură. Așa e. La gangură. E matale asta. Da, e din 17 și vreau să vadă codul. Vreau să vadă codul. Că restul are tot în computer. Vreau să știi ce adresă ești. Codul e că ești aici. E că aici în factură este codul. Am ușa să vadă, de-am îți spune de mama. Iată, 372, 877, 372 și încă două. Fie că 500 aici, dar și... Da, e tot din iulie, 500. Da, asta și ei care am plătit tot, ianuarie, așa, asta e februarie. Informația, pe data de 16 octombrie 2018, am deconectat de la contor din motiv de neachitarea facturilor. Informația de data de 16 octombrie 2018. În 16 octombrie și nu era plătită factura? Nu era, dar pe eu atâta sumă, mama nu e acasă. Nu, acolo de mama. A, de mama? Da. Da? Da, mă. Și n-ai cerut socoteală, de ce a venit atâta factură? Nu, cerut, dar a venit și o tăiet și gata. Fără voi, eu nu eram acasă, dar eu am intrat, o tăiet. Fac și bor și fac cu mor. Tot în gangură? Da, dar cum? E atât să fac. Ieșiniuca Alexandra Iezidos. Da, mama e. Iată, asta e mama. Dacă el a tot venit sume, de rând, dar eu zic, dacă mama nu e acasă, de unde să-i plătesc? Dar cine ai cerut socoteală? Păi îmi cerut, dar ei nici nu tăiat-o. Și da. Oameni răi. Da, eu spun. Și după ce ai venit la mata și ți-o luat contorul? Nu știu. De atât că am cerut la dânsă, că deși 877, asta trebuie și om nebun ca să plătești 877. Ei da, poți să ai nevoie în casă și cheltui. Când ai. La mata n-ai. Apoi asta-i. Ia ca asta pe mine mă doare. Eu dacă m-aș folosi, eu aș plăti, că îți datoare să plătesc dacă m-a folosit. Dar cum m-a folosit, de unde să plătesc? Eu îți spun că în ziua aceea în grescă nu ies de minte, nu așa. Ia ca așa anul, 18, ia uite. Vedeți? 75. Ia uite, 66. Ia uite altele luni, ia uite. Pe luna asta nu știi cât ai consumat, contorul și-al nou. Noiembrie 2017. N-ați avut nici așa ca să fiți conectați, să avut poate vreo ceremonie. Acolo la mama sau aici? La iasă, la... Prima, la mama. Fetiniuca Alexandra. În ce an? 2017, noiembrie și octombrie. A fost consum mare, da? Da, în două luni. N-am avut noi nici nunț, nici petreceri, nici nică. Nici nu a stat nimeni acolo, îți bagi vreun cămin în priză. 2017. Apoi 2017 era la Chișinău de-am trăit. Octombrie-noiembrie. Da, trăit la Chișinău. E din septembrie și 2017. Nu a intrat nimeni ca să... Nu a avut cine. Eu s-a lătrat acolo și eu... Sunt cazuri de astea când vin și poate conectează. Sunt, eu înțeleg și eu că aud și eu multe, dar nu a fost așa ceva. Și iau fiecare casa lor, fiecare cuartiera lor și când vin la mama, da, știi? Și uite numai la Arman. Facturile și ele din 2017 s-au deconectat... În 18, peste un an. Că eu nu vreau să le plătesc, zic de unde, dacă mama nu e și de unde se consumă atâta lumină. Și când ai cerut să verifici contorul? Că vezi că avea niște scrisori. Am acelea. Și încă n-ai rezultate expertize. Era acolo. Dar ți-ai dat contorul la expertiză? Aici, da. De la mama l-a cerut, da. Apoi nu, stați să simți clarificări, de la mama, primul vorbim acum. Aici e de la mama, de aici. Aici l-a cerut la expertiză. Da, l-a ca cerut. Să vadă de ce se consumă așa. Și until nu vrea să-l iei. Dar ce until trebuie să controleze? Apoi la dânsa a scris. Da, dar este o firmă care cine face expertizele la contoare?
acolo. Expertiza metrologic faci, de la POV 28. A, instituție de stat. Da. A, da, 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 știu. Ia că vedea, este e două. Că... Demontare evidenței pentru verificare metrologică a contorului. Ia că trebuie să... Ia că este, care a scris noi scrisori. În rezultat, da. A meu l-a luat? La Fenos, cred că ai scris, sau unde ai scris? Da, nu știu. La Fenos ai scris, nu? Nu știu cum am scris ei acolo, că a rugat un om, că eu dacă nu știu la tine, da, dar cui te adresezi? Nu, că nu știu. E, că la Redu, nu în Fenos, la Fenos ai scris, dar de ce de două ori? Apoi mami și nia, aparte. A, la amândouă îți deconectează, îți verifică. Și mama îți controlează și eu cu șamel. Dar pe la mata l-au verificat, parcă nu mai, când te deconectat o zi. Data de șapte, ia, parcă ți-am arătat așa ea. Pe șapte și... Rog, eliminarea... Datorii sau ce acolo? Lichidarea banilor, ceva, de tragerea suselor lor, bănești pentru energie electrică. Ia că atunci ai pe miul ăla, pe data de 7 iunie. Și una iulie, iată, scris ultima scrisoare. Eu din 2016 locuiesc, casa mea locuiesc. Da, și iată, 400 ceva de lei, dacă nu-i nimeni, nu-i, cum poți fi să... Nu mă doar de fund. Și mai sunt oameni în stat care au așa datorie, ori mama ta și mama. Sunt ea că chiar în altă erniuță o nevăstui că tinerică ne-a luat de vorbă acolo la poștă și cred că de... Am plitcă, am mașincă de spalat, am ceainic, am... Acum n-am plătit, eu n-am vrut să plătesc, am văzut așa sumă și tot trimit eu și plătesc. Eu n-am vrut să plătesc. La moment care cineva trebuie să plătesc. Și tot e că am plătit, vezi? Nu s-o folosit, dar s-o plătit. Și el nu vrea să iei mamei și eu cât de am la control. A meu l-a luat și că cum spun, l-a dus la Elovieni, l-a dus înapoi și nu știi ce-o putea acolo. Și că spune că încă e corect. Vezi? Dar de ce la Elovieni dacă spune că, că la Coca trebuia să-l ducă la examinare? Apoi el când domnișul l-a luat pe data de șapte, mi-a spus că el a dus la control. Mm-hmm. Dar el... De la Fenosa, responsabil de în sat, da, de care intra de câteva ori în curte fără voie, îmbla prin jurul casei, bătea cu pumnul în contor. Nu era nimeni prin jurul casei. V-a văzut șenul sau... Da, văzut martor, am martor, un șen de meu, că se duce la lucru și a trecut lângă mine și a văzut și n-am înțeles. N-a nu se vede nicăieri, dar în prejurul casei îmbla. Îmbla unii, da. Om străin. Fost mm-hmm. din sat, dar trebuie să mai vede, așa? Dar spune că când ai să scrii, da. Și că este le-am aici ea. Și le-am plătit ea, ca este le-am plătit. Ianuarie și februarie le-am plătit. Știi, 300 și ceva de lei. Dar de la mama? De, la mine le-am. A, la mată. Da. Dar la mama e că atâtea luni am ținut până în 18. Și în 18 ea că le-am plătit. Totuși le-am plătit. Și eu venit și-o tăiat lumina. Nu m-am plătit și-o tăiat lumina. Și iară nimeni nu știu. A, și am udeam, cum să plătești taxe de reconectare. Am datorii numai ai, dar trebuie taxe de reconectare. Da, da. Să-i pui, să ne iei visă. Nevastă ați depus cereri pe data de 28 mai 2019. Da. Între răspunsul la scrisoare și nu le mai cata, că ai multe aici. Da, dacă da. Nu-ți amintești, nu-ți amintești. Ia că aici este. Acolo un computer mai degrabă scrie dacă o trimis răspuns aici sau nu. Aici este, dar nu știu și... Dar pe aici e proces verbal de la mata. Aici vorbim de mama. Aici vorbim de mama. 536. Aici vorbim de mama. A, da. Amu, suntem încă la mama. Nu. Și care e citit? Ți-ai minte și care e citit? Dar pe aici e de la Anrie, nu e de la Denșa. A, e de la stat. De la Denșa n-am. De la Denșa n-am. Natali, statul ți-a răspuns. Da. Așa e, da. Îmi duci de acolo, de la columna. De la columna, da. Dar ai primit răspunsul? Nu, n-am nică, puișor. De la columna am, dar de aici n-am. De la columna, pe columna vă răspuns, a făcut legătură cu Fenosa și vă răspunde. Nu știu. Faci cum știți, poate să-i bani și la revedere. Ne despărțăm prieteni, da. Dacă nu vrei. Eu nu m-am folosit. Eu dacă mă folosim, eu nu mă adresam nicăieri. Plătim și atât ai fel. Și bătul Dumnezeu să alerg, când unii din pușcării, tot vremea îmi spune, bătului, te-ai folosit, plătește. Mult, puțin, cât, plătește, că-i simte cinstit. Și noi să ai probleme. Dar nu te-am folosit. Nu te-am învățat că dacă nu te-ai folosit, să faci scandal? Că ești furată, nu? Nu m-am văzut. Când ești furat? N-am așa ceva. Ați vezi?
Ia ca așa e scară. N-am. Ia că vreau să n-am dus la noi. Asta agenția vă trebuie. N-am. De la untilă. Nu știu cine scrie aici. Au, descrieri, nu știu ce. Eu și spunea. A, de la, dar Ciucă e de la Fenosa. Și scrie suplimentar? Ne-am vezut. Bine, poftim asta ca să nu pierdem timpul cu noi, să vedem până cum, țară, și cu, să analizăm cum... Dați dumneavoastră să... Asta cu e? Asta e mami? De factura mă tare, amă. Aha, știu. Astea sunt ale mamei, bunicii de-am eu, zic că mă sunt băiatul mă tare. Și de asta una... Măta, strata. A, nu, asta e pleteniuc. Ia ca stratam, de una de asta. E ca asta cu 700. Da, cu 800. E ca asta. Sau așa. Da, e tot așa. Dar aici e și o răspuns că... Nu știu, nu știu, că n-am citit-o noi de asta. Căci sunt acolo, dar de asta nu. Pe amândouă văd că ți-o răspuns. Apo? Vezi că eu de asta n-am citit noi, n-am găsit. Mm-hmm. Ei, dar el o adresat, văd că lui Untilă numai tare. Aaa, dar nouă nu. A, și contează, mă. El raportează șeful. Da. Dar în baza la scrisoarea asta, cred că Untilă ți-o răspuns. Cred că. Ne-am dus aici. Au, și aici. Apo? Ne-am dus să controleze șoricul și nu ne-a dat nici. Eu și consum ai avut până acum? 23, 9, 25, 36 kg, după ce e hopusul 21. Dar și e la mama, Matienca. Da, da, da. Și e la mama. 119 și 218. Păi ia că, pauză așa că era. Păi ia că așa. În luna, când eram mama acasă. În luna octombrie și noiembrie. Păi când eram mama acasă. Dar și consuma 200. Înseamnă că a fost mama acasă, 200. Dar mi și ani era acolo. În 18. A, nu, mama nu era acasă. Mama nu, din în 17. În 17. Și când te-o întreba femeia, în octombrie și noiembrie. Mama din septembrie nu e acasă. Dar nu știu, nu știu cum atunci, în 2018, 200 de lei. Ui, am dat-o de-amul. Și în ce lună? Octombrie și noiembrie se 17. Nu, ziua mamei e ianuarie, 7 ianuarie. Și are una cu alta. Nu, dar vezi că atunci apte că... Atunci... De ziua ei, da. Simbrofil. Da. Da. Da, dar poți să transi. Apoi datele estimative și le-am putut citi datele la contor, mereu de atât și v-ați venit așa ceva. Iar... Luna iunie mi-a sunat un suflet la el, a venit și mi-a spus să plătesc numai 20 ceva de lei acolo și 5 lei de pe mai. Îți că nu de la el a venit, de la Fenosa îți că te-a sunat. Pachetat în ștetul de și de păstrat. Așa, văd că aici nu este păduși, îți clădire și la cu nou etaj, este doamna, o telefonat cu doamna Leona Coptiu. O, Leona și-ai care? Da. Patru. Care da? Tatăl dumneavoastră. O sunat-o, zici, că și-a notat telefonul într-un caiet, nu știu unde. Dacă i-am dat telefonul... Și, e, și ea i-a zis, vă zic că plătește numai 157 de lei, nu știu cum acolo, două, trei indicatoare de pe o factură. Și am un hop, îi vine, plătește tot. Da. Eu pot să plătesc dacă m-am folosit, dar dacă nu m-am folosit, de ce să plătesc? Hai să protestăm. Dar poți protestăm, că eu n-am folosit un gram, n-am folosit. Este clădirea și cu nouă etaj, da, da. Este telefonul intern, telefonul ca să fie... Care telefon? Ieri, dacă vreți să mă credeți, uite, de pe hârtie asta, aici stăia, numerele este, ia că e drept și e sănătos, numerele este un ceal de vreme și e sănătos. Ai sunat și nu răspunde nimic. Nici deloc. Dar care numărul intern? Este telefonul intern, pentru clădirea și aia și telefonul asta. Aici stă 60036, care scrieți cu creionul? Aha, hai, iată-te, documentele și adem acolo. Разборчик. Афиносы.